Bun găsit! Sunt profesor Mândița Baias și împreună vom vedea cum putem realiza portofoliul educațional al unui elev. Ne referim acum la una dintre competențele cheie, și anume competența de bază în științe și tehnologii. Ne propunem să realizăm portofoliul educațional al unui elev de clasa 6 la finalul anului școlar. Vom evalua competențele specifice la disciplina fizică, dar în acest mod se poate realiza pentru orice disciplină de studiu din gimnaziu. Accesăm așadar Google Drive. Deschidem din Drive Google Forms și creăm un formular nou, căruia o să-i dăm un titlu. Acesta are scopul de a colecta datele despre nivelul de atingere a competențelor de către elevi. Formularul este un document intern al școlii noastre, este accesibil doar profesorului care completează, dirigintelui clasei și directorului. Dăm formularului un aspect ușor de recunoscut, adecvat scopului pentru care a fost creat. Putem alege o fotografie din galeria personală sau una gratuită de pe internet, respectând drepturile de autor. Eu o să aleg o fotografie pe care o dețin în drive-ul propriu. Dăm un titlu, acesta se va numi Portofoliul elevului, competențe de bază în științe și tehnologii. Și punem prima întrebare, primul item, clasa. Și pun cele patru clase la care eu predau. Și am opțiunea drop-down, aceea de a alege în ce clasă este elevul, căruia îi voi face această caracterizare. Apoi, numele și prenumele, este o întrebare obligatorie aceasta. Date de identificare, deci pentru fiecare elev. Apoi introducem competențele specifice care vor fi evaluate. Și mă refer aici la una dintre competențele ce trebuie atinse la finalul unui an școlar, la fizică. Și mă refer aici la clasa a șasea. Și anume, investigarea științifică structurată, în principal experimentală, a unor fenomene fizice simple. Și introduc competențele. Ce poate face elevul la finalul anului școlar? Să exploreze proprietățile fizice și fenomenele fizice în cadrul unor investigații simple, să folosească unele metode de înregistrare și reprezentare a datelor experimentale, să formuleze unele concluzii simple pe baza datelor experimentale obținute. Aleg ce tip de răspuns vreau să-mi apară. Răspuns unic sau răspuns multiplu. De aceea o să aleg check boxes, ceea ce înseamnă că pot avea mai multe competențe atinse la finalul anului. Cea de-a doua competență specifică, explicarea științifică a unor fenomene fizice simple și a unor aplicații tehnice ale acestora. Și dintre ele, elevul poate să identifice fenomenele fizice studiate în natură, să explice din punct de vedere calitativ fenomenele fizice din natură și tehnologie, utilizând un limbaj simplu, formulează unele concluzii simple cu privire la evoluția propriei experiențe de învățare. A treia, dintre competențele specifice ce trebuie atinse la finalul clasei a șasea la fizică, tot răspuns multiplu la alegere. O a patra competență ce trebuie atinsă, rezolvarea de probleme, situații problemă, prin metode specifice fizice. Ce poate face elevul la finalul clasei a șasea? Rezolvă probleme în contexte familiare, prin transferul cunoștințelor dobândite prin investigație științifică. Folosește unele modele simple, rezolvarea de probleme, situații problemă. Vom începe să facem setările pentru acest formular într-un alt mod.
Și anume, până acum puteam alege simplu, a atins această competență. Dar o să vedem noi că putem crea formularul într-un alt fel și să vedem ce rezultă. Clasa, numele elevului, bineînțeles, competența de evaluat, investigarea științifică structurată, în principal experimentală, a unor fenomene fizice simple, perceptibile. Și prima dintre competențe explorează proprietățile și fenomenele fizice. Și voi avea cât a atins această competență, la nivelul suficient, bine sau foarte bine. Cea de-a treia competență, cea de-a patra competență, competența 2 sau inversat imaginile, competența 2 și acum competența 4, rezolvarea de probleme și am aici și un nivel de atingere a competenței la nivelul suficient, bine, foarte bine. Și o să vedem ce tip de răspunsuri putem avea. Am dat două răspunsuri ale unor elevi, unul este în clasa 6B, unul este în clasa 6A. Voi vedea rezultatele, le obțin sub forma acestor diagrame și voi vedea ce nivel de competență a atins elevul din clasa 6A, elevul Popescu Adrian sau elevul Andrei Dan. Pot să selectez, să obțin răspunsurile pentru un singur elev. Rezultatele pot fi selectate pentru fiecare dintre competențe, să vedem unde a ajuns elevul. Răspunsurile pot fi descărcate într-un format CSV sau Excel, pot fi de asemenea imprimate. Scopul acestui formular este ca la finalul anului școlar fiecare elev să aibă portofoliul său educațional în care să se regăsească nivelul de atingere a competenței specifice la fizică, la engleză, la matematică și la celelalte. Va fi un material unitar. Succes în interpretarea datelor și implementarea măsurilor remediale.